George Buhnici este din nou în atenția publică, de această dată nu pentru declarațiile sale misogine sau sexiste, ci pentru averea considerabilă pe care o deține. Influencerul și-a construit un adevărat imperiu în mediul online, dar și în mediul de afaceri. Pe lângă campaniile publicitare pe care le face de multe ori fără să fie transparent cu publicul, George Buhnici are afaceri de peste 15 milioane de lei. Pentru toți cei care sunt în conor, nălămuriți cine este George. Cu siguranță nu sunt eu. Eu sunt tot George. O parte din veniturile lui Buhnici vin de la companiile cărora le laudă produsele pe rețelele de socializare, fără să specifice însă de fiecare dată urmăritorilor săi că parteneriatele sunt plătite. Printre companiile cu care influencerul a colaborat se numără Disney, Nespresso, Lenovo, Garmin, dar și multe altele. Acest clip e important, pentru că știu cât de important este pentru mulți dintre noi să aibă un telefon nou cu cele mai noi specificații. Bine m am regăsit la un review cu în sfârșit un laptop diferit, cel puțin ca aspect. Eu cred că seamănă cu o perlă. Buhnici are însă și alte surse de venit, iar conform informațiilor furnizate de Newsweek, în ultimii trei ani el a fost implicat în afaceri de peste 15 milioane de lei. Cea mai profitabilă companie în care e implicat Buhnici este Green Electric City SRL, cu o cifră de afaceri de aproximativ 9,9 milioane de lei și un profit de 1,26 milioane de lei. De asemenea, Comedia Interactive SRL, firmă deținută de de influencer și de soția lui a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 1,23 milioane de lei și un profit de 251.000 de lei. Mai mult decât atât, soția lui mai este și unicul asociat al companiei Forum Euroconcept SRL, care a raportat afaceri de 1,5 milioane de lei în ultimii trei ani. Alte companii ale lui Buhnici sunt Optimus International Immob SRL, Richman Advisor SRL, Buhnici George Daniel PFA, Internet Automobil SRL, Gadget Big Boys SRL.